Hai cu neața. Bună dimineața. Astăzi împreună cu domnul Backpack mergem în Guadalupe. Da. Salutare domnul Backpack. Salutare. Salutare familie. Da, mergem în Guadalupe. Este un oraș în apropierea noastră. Avem de mers cu autocarul undeva la o oră și jumătate. Ce vedeți voi aici este o autogară. Adică cam așa ar trebui să arate o autogară. Uitați-vă și voi. Asta e doar zona cu casele de bilete. După cum vedeți, foarte, foarte mare. Ezalina, autogară, nu glumă. Da, pe ți-am zis, zici că suntem în aeroport. Da. Hai că ai găsit Cătălin casa de bilete, să cumpărăm bilet, să putem pleca. A? Deci unul este acum la 10.948 și la 10 și un sfert. Punem să mâncăm? Da. Ok, la 10.15. Trebuie. Să avem și puțin timp să ne tragem sufletul, să ne facem dimineața cum trebuie. Da, să băgăm un cafea. Trebuie. Deci eu, de când călătoresc prin lumea asta, mi s-a zis așa. Catalina, Catarina, da, Gabriel Catano nu mi s-a mai zis, frate. Dacă mai țineți minte, era la Corrado Catano, era din Caracatița, frate, din anii 80-90. Așa mi-a zis. Gabriel Catano, măi, ești nebun. Ăsta sunt eu. Catano Gabriel. Auzi, dar acum se justifică și fața de ce nouă nu ne vine Uber. Pentru că te confundă și asta e mafiot. Este mafiot, nu e bun. Hai să căutăm un loc, să mutăm. Merela. O casă. Nu știu ce sunt. Arepa cu găină, mă. Arepa. Asta e arepa cu, asta este arepa cu carne, care vine, practic, aia arepa normală, care este arepa normală, iar asta este cu carne înăuntru. E o sărăcie pe care o mănâncă Valentina tot timpul. E ok, da. Pentru de dimineață, aha, e bună. Am reușit, am ciugulit o arepa cu cărniță. Am luat o cafea din asta la pahar de plastic. Speranța mea e să pot să ies repede să fumez o țigară până urcăm în autocar, că e deja 10 și un pic. Cred că e 10 și 8 minute, nu știu exact. Și la 10 și un sfert avem autocar, trebuie să urcăm în el. Guadalupe! Nico, vamos. Niña, oye, falta con una red. ¡Sí! Muchacho, me quedé loco, ¿no? ¿Cuánto? 13.000. A la tarde, déjame reírme. Ahí ya se suye todo el de. Vânzători, nu știu, nu pot să spun vânzători, că are o cutie cu bomboane și ți le pune așa, în poală, în palmă, încearcă să ți le dea și dacă le iei, după aia trebuie să-i dai bani. Ieșiți pe aia de la noi pe tren care împărțeau diverse chestii, ți le puneau pe zi, ți le puneau în poală și după aia veneau să ceară bani. Așa e și asta. Aia pe tren spuneau iconițe. Așa, da. Unii erau cu iconițe. Și bagă omul turie. Ne-a spart urechile. Bine, ce-i drept, omul zice că nu îți dă ciocolată, se împarte ceva, zice, și zice că am un compromis, dar n-ai cum. Odată ce l-ai luat, sunt obligat să dai ceva, evident. Dar mă uit că sunt tineri, frate, ăștia care fac lucrurile astea. Majoritatea sunt tineri. Ceea ce înseamnă că mie îmi dă de înțeles că preferă să plimbe câteva stații cu un autobuz să facă treaba asta decât să stea un oră la muncă. Deci, sunt rea aici, îmi asum. Îi iau și ei pai lor, nu numai noi. Adică se poate și în altă parte. Să te ferești de muncă, să zic așa. Deci altul, după nici mai bine de, nu știu, de 10 minute, altul s-a suit să ne vândă alte produse. Acum chestii naturiste, nu? Da, produse naturiste. Și dale, la poenda să fac, clar. Ți-l tăiați bine și ți le punem poală acolo. Da, dar noi avem noroc că deschidem camera și ne vede că vorbim cu voi. Da. Și ne lasă în pace și se uită la noi și pleacă mai departe. Așa că voi sunteți salvarea noastră. Da. Când vedem câte un domn din ăsta... Datorită vouă, noi scăpăm.
după? Dăm drumul la cameră și zicem: uitați-l și pe ăsta ce face, ce față are, ce ne dă. Bueno, și gata, amigo, tace din gură. De fapt, nu tace din gură. Ia uziți. Vă scapă de toate boalele, de toate alea. Sin ningún tipo de compromiso para que cada uno de ustedes, señores, vea, la podamos observar. Amigo, vea, esta pomada, ¿en qué consiste? Señores, vea, esto consiste que es elaborado con el extracto de coca y marihuana. A ver, música. Gata, ajunserăm în Guadape, iar prima noastră oprire va fi la Piedra del Penol, sau The Rock of Guadape. Aceasta este o piatră, o stâncă foarte mare, cu o înălțime de 200 de metri. Adică avem un nene care dorește să ne ia. Bineînțeles că dorește să ne ia. Hai să luăm putere. Da? Da. Și unde ne așezăm? Avem locul sigur? Da, mă, hai, o țin frate, pe lângă și gata. Vă povestesc mai încolo de stâncă. Acum suntem cu tuk-tuk. Mă, ucizați. Din cauza mea nu merge pe ăsta prea repede. E ultim pe loc. Puteam să mergem și pe jos. Nu, nu e asta drumul. Acum era un drum înainte. Ăsta e dubios de tot drumul ăsta. Era un marfă de urcat pe niște chestii ușurate. Am sărit din tuk-tuk, haideți că n-a durat mult. Ne-a zdruncinat din toate încheieturile, dar a fost bine că am ajuns până aici. Pentru că o să avem de urcat. Ia fiți atenți unde trebuie să ajungem. Fix în vârf și avem acele scări de acolo pe care noi o să urcăm. După cum vă spuneam, aceasta este Piatra del Penol sau The Rock of Guadape. De ce are denumiri? Pentru că se află fix la granița între orașul Penol și orașul Guadape. Și de foarte mulți ani, unii zic baie piatra mea, păi la zic baia mea. De aceea are și, este cunoscută sub două denumiri. 200 de metri are stânca asta. Și vedeți că seamănă foarte mult cu ce am văzut la Meteora. Foarte mult. Doar că aici avem o stâncă, acolo avem mai mult. Acum să ne testăm abilitățile de Spider-Man. Nu chiar de Spider-Man, pentru că avem scări. Cătăline Oțca a mai fost pe aici. Sunt a 5-a oară. E de știi, e așa. Numai că mă gândesc că trebuie să mă studi din nou pe sărăcia aia. Deci dacă avem undeva la 700 de trepte, tu cam așa. Ai urcat vreo 3500 până acum. Da, cum sunt? Și pe căldură, acum mai răcoare, nu știu, nici nu sunt 20 de grade cred. Sau sunt vreo 20. Dar, da, e mult de lucrat. De urcat. Și de lucrat. De lucrat, da. Ia, ce avem aici? Uite ce mișto e view-ul. A, și acolo, Piedra Ventura. A, ok. Fără sporturi extreme, că urmează acum mare sport extrem. Hai, Alina, fumezi?
Ah, stai așa că Alina a zis că vrea să fumeze și ia o țigară. Și am uitat de ea. Acest lac pe care îl vedeți, o să încerc să vi-l arăt și din dronă mai încolo, dar este un lac artificial. Acesta nu este... N-a venit așa de la mamă natură, ci a fost făcut de către oameni. Tot pe aici, pe undeva, a avut și domnul Escobar o vilă. Nu mai există vila? Am cea mai rămas din ea, dar nu știu exact unde. Știu că se fac tururi cu barca și îți arată. Dacă o să găsim o barcă, probabil că o să mergem și noi, da? Nu e nimic sigur. Ca orice loc turistic, plin de magazinașe, pălării, ochelari, mai puțin lucruri tradiționale. Adică, hai că vezi o pălărie, o aia, dar foarte multe chestii de-astea. Ochelari, giugiubele. Hai să intrăm să luăm bilete. Vedem acum prețul. Dar pe aici e bine? Da. Să vedem cât ne costă. Ha, uite aici. 20.000. 20.000 de persoană. Cât vine 20.000? Vreo 23 de lei. 23 de lei ca să urci atât? Ia, Alina. Gracias. Da. 60. Ai 10 sau? Bienvenido. Muchas gracias. Ați văzut cum Cătălin bagă bani în portofel la Caesar Show? A fost taxă. Uite, și vezi că aici sunt informații despre piață. Aha, aha. Da, deci uite. Ah, băga portofel la braț. Înțeleg maximă 200, volumul 22 de milioane de metri cubi. Asta e altitudinea, 2137, față de mare, nu? Bănesc e măsurată, așa. 18 grade media. Ei se află până la urmă în Guatape, dar aici e cumva la graniță între Guatape și Peñol. Da. Așa, ce mai avem interesant? Am atât. Am luat biletele, hai să ne băgăm acum în, cum îi zice, această urcare, once in a lifetime sau the fifth time in a lifetime. Ai văzut dacă ne-ai fost sus cările mergeau? Frate, aici avea un lift la un moment dat, înțeleg? Avea un lift? A fost un lift la un moment dat, dar eu nu l-am prins când am venit aici, nu era liftul, știi? Și de fiecare dată a trebuit să urc. Hai să vedem, uite, intri de aici, cumpere apă. Da. Ei, tu să avem acolo după noi. Ia două. Bine, ai și magazine sus, poți stai să bei o bere sau ceva. Păi da, dar până sus, vreau că ni se face sete, că avem de purcat. 700 de trepte aproape. Am așa, da. E ceva. Da, du-te acolo și ia. Poți să iei din astea, uite. Ia una așa, pentru că te lini una mare. A, nu vrei? A, ok. Atunci e una de asta mare. Ia una din asta, uite așa. Așa, că asta e ok să o bei. Aici se face intrarea. Oh, dar pentru mine e cam îngustă, Cătăline, pentru mine. Ah, foarte bine arată. Succes! Succes tuturor! Ah, hai că se poate! Se poate! Și ce bine? Stați un pic. Că e liber. Nu. Că nu mai e mult până sus. Hai că nu mai e mult. Am pornit de acolo. Și eu zic că o să biruim. Aici avem primul viewpoint. Avem aici și o statuietă. Cu măicuța domnului. Este interesant cum arată. Și de aici
Uitați-vă puțin ce imagine avem. Vă dați seama că tot ce vedeți voi aici este făcut de mâna omului. Tot acest lac imens nu este natural și este creat. Ne continuăm drumul. Alina și-a luat viteză, e mai în față. Eu am rămas să vă arăt viewpoint-ul ăsta. Și hai să continuăm. Ce avem aici? Aici este un loc unde se acordă primul ajutor. Asta e foarte bine gândit. În Grecia, de exemplu, nu am văzut așa ceva, pe la Meteora. Puncte de prim ajutor. În caz că sunt persoane care suferă de, nu știu, poate suferă cu inima și îi se face rău, nu mai trebuie să stai, coboară-l, cheamă salvarea. Sunt aceste puncte de prim ajutor, ceea ce este foarte tare. Încă o chestie super interesantă despre care aș vrea să vă vorbesc este că aici avem scări de tur și scări de retur. Vedeți, pe aici cobori și pe aici urci. Este foarte bine gândit, pentru că în cazul în care sunt foarte mulți turiști și în mod normal aici ar fi trebuit să fie turiști, dar acum cu COVID-ul mai puțin, nu se creează înghesuială. Este un lucru foarte, foarte bine gândit. Într-un final, am ajuns. O să mergem acolo, cred. Dar momentan, luăm o pauză bine meritată. Ce e asta? Bă. Dos masă. Bă, bere nu beau. Nu e bere? Nu, nu, nu. Nu, una masă, una masă. Bere nu pot să beau că am probleme cu stomacul. Se întâmplă aceeași chestie ca la fructele de mare. Da, nu știu. Da. Adică ai alergie, da? Cred că la hamei. Cu alcool, pentru că dacă beau, de exemplu, cola sau dacă beau rum sau n-am nimic. E combinația din bere. Hai să continuăm cu scările până la viewpoint sus. Hai că nu mai avem multe. Ce a fost mega trecut? Ce ți-ai uitat? Mască în gen. Ce răcoare aici. Aici e un magazin. Ce mai înghesuit. Și am ajuns. Acolo se pleacă cu elicopterul să fac tururi pe aici. Și nu ai voie cu drona. Unde scrie? Acolo în spatele tău. Nu ai voie, trebuie să o ridici de jos. Nu, o ridic de jos, de undeva tot o ridic. Da, nu te lasă, scrie clar acolo, no drones allowed. Mergem undeva pe jos, că am... poți să o duc la distanță mare și atunci... Păi da, o ridici, oricum poți să ridici ca să poți să vezi tot view-ul ăsta, știi? Da, da, fără clar. Probleme, da. Clar că o ridic. Da, na, nu de aici, ca să nu... Să nu fie problemă. Sau ne creăm probleme, da. Dar de ridicat o ridicăm. Păi, se poate. Această stâncă a fost declarată în 1940
declarată monument oficial. În 1954, trei oameni s-au cățărat pe această stâncă și au ajuns în vârf în mod oficial. Iar imediat după aceea au fost construite aceste scări de unde am putut ajunge și noi aici în vârf. Că noi nu avem abilități de astea de Spider-Man, nu ne-am fi putut cățărat. Eu nici atât, dacă poate Cătălin mai reușea, dar eu nu, poate cu elicopterul. Și de aici, de sus, avem vizibilitate la 500 de kilometri. Bine, nu cu ochi liber. Ceea ce mi se pare impresionant. Cam asta a fost aici cu această stâncă, cu această piatră. Încă ceva e că indigenii de aici, acum foarte multe sute de ani, venerau această piatră, se rugau la ea și era pentru ei ceva așa, ca un zeu așa. Ei aveau chestii de-astea, toți indigenii aveau câte ceva la care se rugau. Ăștia de pe aici se rugau la piatră. Atât aveau. Da, continuăm călătoria noastră prin orașul Guadape. O să plecăm acum. O să încerc să ridic drona de undeva, nu știu, dintr-un loc în care să nu mă vadă nimeni, pentru că e interzis. Din cauza elicopterului, care zboară la joasă înălțime. Și o să încerc cumva să mergem puțin pe jos și o să o ridic, dar o să zbor cu ea foarte jos ca să nu ne bușim cu elicopterul.